Orson Welles, and it's my great pleasure to introduce, in this series of great silent films, one of the great films of all time, one of my favorites, The General, by and with Buster Keaton. Că cu toții am văzut imagini sau scene din filmele moderne care sunt inspirate și au influențele de la un mare regizor al timpurilor, nimeni altul decât Buster Keaton. Cu toții știm de Chaplin, dar mai puțin de Buster Keaton, toate că Buster Keaton era concurența cea mai mare a lui Chaplin, ei activau în aceeași perioadă, ei făceau ambii comedii. Prin ce a influențat Buster Keaton alți regizori și continuă să influențeze până azi? În primul rând, aș spune prin imagine, Buster Keaton reușește să găsească comedia în formele geometrice, în compoziție. Asta observăm foarte bine în imaginea lui Wes Anderson. Prin trucurile sale, el făcea niște trucuri acrobatice foarte periculoase. Și atunci nu existau cascadori. Și cine face asta? Jackie Chan. Jackie Chan. Jackie Chan e Buster Keaton în picioare azi. Tot ce face Jackie Chan, asta e inspirat din Buster Keaton 100%. La cât de periculoase sunt aceste trucuri. Le face și el însăși, nu folosește cascadori. Tot ce face Jackie Chan, asta e inspirat din Buster Keaton 100%. Și al treilea punct, cred eu, este naturalețea. Buster Keaton avea o tendință de a arăta totul cât mai real. Buster Keaton is the essence of movies. A lot of my daring came from Keaton. Chuck Jones, who directed most of the great Bugs Bunny Roadrunner cartoons, and he said he was totally influenced by Buster Keaton. Părerea mea, Buster Keaton are filme și mai spectaculoase și mai curioase, dar The General era preferatul său film, el ținea foarte mult la acest film și posibil este filmul la care el a depus cel mai mare efort. For all his own shorts and features, except for The General, Buster never had a script. Filmul The General, film filmat în 1926. Acțiunea are loc în 1860, când începe războiul civil american. Buster Keaton joacă rolul unui șofer de tren și el are o iubită. Fiind prins de veste, se anunță că începe războiul și toți bărbații trebuie să ducă să alături armatei naționale. Buster Keaton, pentru a-și arăta curajul și ar fi bărbat în fața iubitei, aleargă primul. El e cel mai dornic, el e voluntarul, el îl așteaptă. Dar pe dânsul nu-l primesc, n-al iau. El dezamăgit, prietena nu-l acceptă, prietena îl consideră un fricos și îi spune că eu nu vreau să vorbesc cu tine până n-a să te văd în uniformă de soldat. Dar războiul civil are loc între partea din Nord Americii și de Sud, luptă America cu America. La un moment dat, niște soldați americani din Nord, șpioni, fură o locomotivă de la soldații din Sud. Și în acea locomotivă, întâmplător, nimerește anume iubita lui Buster Keaton, care el, respectiv, o să vrei să o salveze. Este mai mult un action, o aventură împletită cu o istorie romantică, comică și nuanță de dramă. Dar action-ul ăștia chiar e action. I am a big proponent of action cinema, and it's one of the great action movies. Par
Dacă am văzut un forsaj, dar filmat în 27. Foarte des, Buster Keaton merge la niște trucuri periculoase, foarte periculoase. Și tendința lui Keaton de a le apropia cât mai aproape de realitate a costat foarte mult. El a filmat filmul în Oregon doar din motiv că acolo au mai rămas urme de la război. Și ca să arate cât mai natural peizajul, îi corespundă acelui timp când a avut loc acțiunea. Dar pe lângă acele urme, Keaton trebuie stârii cu dânsul toată echipa de filmare, decorațiuni și așa mai departe. Asta îl costa foarte mult când nu era lângă casă. Până și istoria dată, anume goana acestor locomotive, este inspirată într-un fapt real. Tot filmul, noi avem această goană și Keaton, care nu a fost primit în război, pornindu-se să-și salveze fata, de fapt devine un erou al războiului. Tendința lui Keaton de a se apropia de realitate și tot ce se întâmplă în cadru să fie cât mai real, se observă și la nivel de joc actoricesc. El avea obiceiul să-mi spună tot ce s-a întâmplat actorilor. Adică el spunea doar informația care considera că actorul trebuie să o cunoască. Ca de exemplu, la ce mă refer, cea mai scumpă scenă filmată vreodată în filmele mute este cum locomotiva cade de pe un pod. Și Keaton a construit acest pod și de pe pod a căzut o locomotivă adevărată. Scena l-a costat pe dânsul $42,000, asta e echivalent cu $2,000,000 azi. Actorii nu știau că locomotiva o scadă și în film reacțiile de șoc ale soldaților sunt adevărate. Ei nu s-au așteptat că locomotiva o scadă, asta a știut Keaton. În toate trucurile care le faci, până și în cele mai simple, care nu sunt atât de periculoase, ca de exemplu cu prietena sa, el acolo are rezervorul de apă, dacă ți-ai minte. Deci el îi spunea anumite informații, o pregătea cumva, dar nu îi spunea toată scena cum va avea loc. Și când întorce rezervorul și el zicea și apa îi curge în față, era moment neașteptat pentru ea. Astfel el reușește să prindă niște reacții adevărate. La un efort atât de mare, da, la așa cheltuieli, la așa lucruri periculoase, filmul ăsta pur și simplu cerea un sfârșit, un final de ăsta grandios. Scena finală, lupta de pe malurile râului Rock, unde lupta ăștia de la nord și cu sudul, Keaton a implicat 500 de soldați din Garda Națională din Oregon. Acolo sunt tunuri, care împușcă tunurile, sunt adevărate. În timp ce se filma scena, el a filmat-o cu 6 operatori din 6 unghiuri diferite. Toate împușcăturile, tunurile și așa mai departe, la un moment dat pădurea și a luat foc. Tot echipa de filmare a lăsat filmul deoparte și a început să stângă focul. Câțiva din figuranți chiar au suferit în urma împușcăturilor de tun și însăși Keaton a avut niște traume. Dar, mă rog, nimeni nu a decedat și până la urmă totul a fost ok. Bugetul a ajuns aproape la 1 milion, asta pe timpul și ala, da, asta e o sumă enormă. Filmul nu a avut un succes atât de mare, el nici nu s-a întors banii. Dar în 1962 filmul a fost un pic reeditat și relansat. Filmul a devenit mult mai faimos după anii 60. În 2007, pare-mi să filmul a fost ales ca unul dintre cele mai bune filme făcute vreodată. Iată așa o istorie despre un șofer de tren, simplu, modest, care iubea două lucruri în viață. Care e diferența între Keaton și Chaplin? Asta e curios. Chaplin atrage cumva mai mult prin felul cum joacă el. Toată comedia lui Chaplin vine din comportamentul personajului. Cum merge el, cum reacționează situațiile care le creează, cum reacționează în acele situații pe care le creează. Când Keaton este total opusul. Keaton este acel comediant care el niciodată nu a zâmbit. Comedia la Keaton apare, unul, cum am mai spus, din imagine, doi, din situații. Situațiile se întâmplă cumva neașteptat, multe din ele sunt foarte periculoase, iar Keaton, ca un om simplu, reușește să iasă din ele ca prin borta acului, da? Ca prin urechile acului. Foarte mult asemănător cu Jackie Chan, de fapt, da? Același lucru. Și în urma lor, din nou, noi vedem aceeași față, așa, neutră. Dar totodată el are o carismă, așa, inexplicabil, dar are o carismă. They called him that, the Great Stone Face, but it was far from accurate. Buster's face had a great variety of expressions. His eyes alone told many emotions. He just didn't ever smile. This man could do all of these things without saying a word and without moving his face, and you knew exactly what the story was. Acting is in the eyes, not the face. Spider-Man, other than having his eyes move just a little bit, stone face. Here I have this character who has almost no expression in his face, but
there's so much personality you want to create and so much humor that you want to bring out in the physicality. So I just went back and watched a bunch of Buster Keaton films. I use that as a baseline for so many Spider-Man moments. Ваша самана ку Такеши Китану. Ай вас открыл, когда тот же жма де фац парализат, парки уна шаще шфац в тоат фильме, дар, ну что кому с ролью диферитишь, есть он актер, консидерат бун, ариш премии, качал мой бун актер. Это я ша. Buster Keaton in the 20s, he was married to one of the Talmadge sisters, yeah, who were very famous movie stars, and he had a very bad marriage, but he had built this beautiful Italian villa, Italian-like villa in L.A., yeah, and he lived there with her, but then he lost it in the divorce, and anyway, in the late 20s, early 30s, they said, okay, the studio said, look, all of your films, we are reclaiming the silver out of the copies of these films. So they're all gone, you know? So all of these masterpieces that Buster Keaton created were gone. Yeah. And they were gone. And he lived his life until the 1950s, drinking more and just accepting that all of this work he had done will never, ever be seen. Mm-hmm. Until James Mason bought the house that he had lived in the 20s. He took down a wall in a part of a screening room in this house, and in a walled-up projection room were pristine prints of Buster Keaton's films. Yeah. So yeah, thanks to James Mason, we have Buster Keaton's beautiful films. You know? Mm. I love Buster Keaton so much. I revisit his films often.